Salutare și bine ai venit la un nou episod aici pe canal. Nu trece ziua și vine episodul bam 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 bam. Înainte să dăm drumul la acest episod, nu uita să apeși pe butonul de subscribe, să lași un like, să lași un comentariu, orice, orice interacționează cu video. S-a întors Team of the Week, se întoarce Team of the Week pe Weekend League, așa că weekendul ăsta chiar avem pentru ce să jucăm Weekend League. Doamne ajută, în sfârșit am scăpat de Gold, Cash, Mesh, Trash, Blash. Hai să vedem ce avem aici. Aici încă 23 de ore, deci o să vină episod și cu aceste minunate pachetele și să vedem ce avem la SBC-uri. Ozil, De Paul, Cross, Oxford, nimeni nu ne interesează. Gullit. Ok. Mini Gullit. It doesn't look bad, to be honest. It doesn't look bad at all. Bine, 3 skill move, 5 weak foot, dar n-arată rău acest CD-meu, tubion, că nu-i CD-meu, e CD-meu toată ziua. Kenny, n-avem unde să-l băgăm, e pe Germania, dar arată foarte bine râbul ăsta. Winter Wildcards Daily Login a apărut și terminăm. Avem draft tokenul, bineînțeles, clasicul. Și avem swap token. Avem, a apărut, încă un ZBC de token. Avem 84x5, nice! Dar n-a apărut swap, ok, nu mai vine token. Chiar nu știu cum să treaba cu tokenii, cum apar, când apar. În fine, hai să facem ZBC-urile. Ok, a apărut un token aici, trebuie să câștigăm în home ground 11. Ok, nice. Cu daily login upgrade ZBC o să înlocuim asta și avem un winter wildcards pack. Mai avem 9 zile să facem asta cu draftul și o să-l avem pe Traore și pe Solskjaer în 2/6 meciuri. Cu siguranță weekendul ăsta înlocuim și aceste win-uri și o să avem niște pachetele în plus. Cu siguranță mai facem 10 win-uri în 2 zile, lejereanu. Și hai să deschidem astea două pachete pe care le am, să nu cumva să vină ceva super duplicate și să nu avem ce să băgăm în SBC, adică să nu-l băgăm în SBC din nou. Și știu că trebuie să dau recover la un Vargi, deci trebuie să dau neapărat recover la un Vargi, să-l bag în SBC-ul pentru 84+. Să vedem aici, luminițe stânga-dreapta, spaniol, CM, super, coche de 83, am rupt și cu acest pachetel. Așa cum am zis, avem acest daily pe care trebuie să-l facem. Avem aici 10 cu 5, 15 și cu încă unul 16 care vine dintr-un home ground win. Deci mai trebuie să iasă 4, un SBC, oare băgat în și în vreun pachet ceva. Să vedem aici ce luăm. O să-l iau pe Chong. Tot am zis că de fiecare dată când vine le iau pe Chong. Bam, am 30 și 40 ceva de meciuri pe care le pot juca cu Chong. Mergem frumos aici și am terminat și daily login-ul. Am intrat în cele 12 zile sau câte au fost, am luat și Winter Player Card-ul, am făcut toate alea, bă, to be honest, n-a fost așa de greu, că am intrat și de pe companion și nu mi-a luat atât de mult timp. Hai să vedem aici la Promo Pack, nu avem nimic la Promo Packs, swap-ul de la Moments a fost luat. Hai să vedem, avem 81+2, rar player spec, nimic aici, spaniol, bineînțeles, ador când văd Spania, Nacho Fernandez, super. Avem un 1083+, bă, de aici trebuie să vină ceva, de aici trebuie să vină un walkout at least, ok, steluțe, stânga-dreapta, Portugalia, stâl, bă, oh, Cancelo, let's go, ok, Cancelo, I take it, nu am nimic de reproșat. Cancelo, it's not bad. Cancelo, it's not bad. 88. Good. Mulțumesc. Nu mă supăr. Foarte bun pachetul. What? Despre ce vorbim? Avem 3-4 walkout-uri dacă vie să luăm și pe Brahim. Foarte bun pachetul cu Ruben Diaz.
Nice, Ruben Dias, Cancelo, Alexander, foarte bun pachetul, foarte, foarte bun pachetul și mergem direct și îi băgăm pe Ruben Dias și pe Bauhaus ăla în acest 84 plus sau 5, nice, intră la perfecție. Cu venirea lui Ruben Dias m-a ajutat foarte mult să nu bag un Team of the Week cu overall mare în acest 84 ori 5. Și am reușit să-l bag pe acest 76, un Diaby și un Castil plus acel Bauman de a venit și el ca și duplicate și avem un 84 plus și încă un pachet, cel cu Winter Card. Prospectul este mare, așa că hai să dăm cu acest 84 plus să vedem un card special. Nu avem card special, avem Walkout CM de la Real Madrid pe Toni Kroos de 88. Pe care totuși cred că l-am, așa-i? Ah, nu, l-am dat pe Vlahovic. Ok, de Vlahovic cred că ne putem scăpa. Deși, mergem să-l băgăm în acel token SBC și nu îl pierdem nici pe el. Și am făcut și acest SBC pentru draft token și nu am pierdut nicio resursă. Ne apropiem de finalul acestui video, îl băgăm și pe Vlahovic în club. Deschidem pachetul de draft token, unde n-are ce să pice, n-are ce să iasă. Un manager, un contract, Fortaleza și Al Nassr, noul club al lui Cristiano Ronaldo. Foarte, foarte bine, GG. Ultimul pachet, Wintel Wild Card Players Pack. Hai să vedem ce vine aici. Avem destul de mult players în club. Germania, RB, Toljan, 86-91 pace, nu e rău, dar nu știu dacă se potrivește la noi în echipă. Asta a fost și cu wildcards-ul, asta a fost și cu pachetele de la cele 12 SBC-uri, only, login, daily și așa mai departe, nu e rău. A salvat Cancelo, a salvat pachetul ăla cu 4 walkout-uri în pachet. N-am prins cel mai bun wildcard. Putea să fie ori un Gabriel Jesus, ori un Maximino. Putea, dar n-a fost să fie. Așa că pe data viitoare, că mai putem să deschidem pachete de wildcard. Nu uitați, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat. Ciao!